pe care ne-a organizat-o. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au venit din celelalte județe pentru efortul pe care l-au făcut să fie astăzi împreună cu noi aici la Cluj. Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi. Ne așteaptă câteva campanii importante și vreau să continui cu ce a spus domnul Emil Boc. Prin tot ceea ce face Partidul Social Democrat, nu scoate fizic România din Europa, dar practic asta face. Și prin tot ceea ce trebuie să facem noi, trebuie să ducem mult mai aproape România de Europa și să ducem Europa în România. De ce, dragilor? Pentru că ne place, nu ne place, România este o țară care are mari întârzieri. Gândiți-vă că în timp ce în Europa ei făceau renașterea, ei făceau reforma, procese care au schimbat cultural, religios și evolutiv Europa, România era încă în epoca medievală. Ei au încheiat acest proces pe 1600, noi l-am continuat până la 1848, peste 200 de ani de întârziere. Asta e realitatea. În timp ce ei aveau urbanizarea cu burgurile europene, noi de-abia în Transilvania aveam acest fenomen de urbanizare care este similar cu civilizația. Și aceste întârzieri istorice trebuie să le recuperăm. Care e mijlocul prin care le recuperăm? Uniunea Europeană. Întotdeauna în istorie, când au fost occidentalii și europenii puternici, României a fost bine. Gândiți-vă la validarea Unirii Principatelor de la 1859. Gândiți-vă la Marea Unire validată în 1919 și 1920. Asta e axa noastră. Uniunea Europeană. Ăsta este interesul nostru. Nu altceva. Uniunea Europeană înseamnă pentru România fonduri europene. Să nu ne amăgim că Emil Boc ar fi făcut cel mai performant sistem de transport public din România la Cluj dacă nu ar fi avut fondurile la dispoziție. Că Ghiță Falc ar fi făcut la Arad cel mai important proiect de regenerare urbană dacă nu ar avea fondurile europene la dispoziție. Că Mircea Hava n-ar fi pus pecetea pe cetatea din Alba Iulia dacă n-ar fi avut fondurile europene la dispoziție. Că în Oradea am fi avut aceste imagini, poduri sau pasaje, dacă nu am fi avut fondurile europene la dispoziție. Dar e o vorbă românească. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Pentru asta trebuie lucrat. Nu putem înjura Europa, pentru că nu suntem în stare să accesăm banii care îi punem la dispoziție, dragii mei. Apoi, Uniunea Europeană nu este o organizație de asistență socială care să aibă ca obiectiv principal să scoată din întârziere ca țările care nu vor să facă acest lucru, a căror guverne sunt incompetente. Nu, nu asta e rost. Ei ne creează condiții ca noi, prin proiectele noastre, prin capacitățile noastre, prin talentele noastre, să beneficiem de aceste avantaje ale unor piețe mari, a unor economii puternice, a unor piețe care vin către noi. Și asta trebuie să facem, dar asta depinde de noi, dragii mei. Și atunci, asta este motivul pentru care trebuie să le explicăm românilor că țara noastră are nevoie mai mare de Europa. Și noi nu trebuie să jurăm Europa. Și atunci avem de ales între niște culoare politice. Avem ales, de exemplu, dintre PNL și PSD, dragii mei. Ce a spus domnul Boc este corect. Noi facem parte dintr-o familie europeană în care partidul nostru este respectat. Vă spun asta pentru că am fost la Helsinki la alegerea candidatului partidului nostru la funcția de președinte al Comisiei și avem de ales între un partid cum este PSD-ul, care nici în familia socialistilor nu este respectat. Într-o formă plastică. Vreți să vă dați copilul la meditații, la un profesor foarte bun care
are tot orarul ocupat. La cine apelați? La care l-am jurat toată ziua pe profesor să vă facă o intrare? La unul care nu-l cunoaște? Sau la cineva care e într-o relație bună cu profesorul respectiv ca să vă asigure o intrare? Pe